Ahí está. No, hay micrófono, no, Víctor. Yo tengo chance de formos. ¿Cómo copias? Da, Michi, pe te salut, te aud excelent, te aud minunat. Am înțeles că ești fost și până la power. Era foarte mișto, bine, oricum te copiam. Da, mă bucur că merge bine, dar cred că ești ceva propa care eu văd acum bețele la mine, că s-au umplut toate, sunt patru bețe, de obicei sunt trei sau două. Deci de ploaie aici cred că ești și propa care te avantajează un pic. Să-ți spui cam cu ce nivel de semnal vine la tine repetorul, nu mai bravo 3HP. Da, Kersel, Kersel, doar bâlbuie antena, nu am absolut niciun băț. Înainte aveam un băț, chiar și două, în prima seară, când am realizat legătura cu voi, cu Adi, și nu, acum nu mai este bâlbuie decât antena asta, Roger. Da, Roger, am înțeles, am înțeles. Da, pe acum depinde și de vreme, de propagare, într-adevăr, cum ai spus tu, poate o echipă care e bine pusă pe repetor, o să faci treaba mai bună. Deși dacă nu-i propagarea, s-ar putea să nu-ți meargă nici în directivă. Oricum, e diferență mică între analogii și digital. Eu acum, pentru portabil, sunt oarecum la limită în acoperire și am reușit să găsesc un punct să vorbesc și cu digital, cu portabil în digital. Din analogic, îl deschid din mai multe locuri, dar e drept că de modulat merge bine tot din locul de unde merge și digital, până la urmă. Asta-i. E mai greu de aflat în schimb, că dacă ești un digital, care e cel mai bun semnal, dacă nu știi exact poziția, nu mai bravo 3HK. Anunță pe tine că e acolo mai bravo pentru tine și grup. Da, să știi că sunt în continuare pe low power, deci n-am mărit pe high power. Și rămâne așa, dacă merge, că asta este. E bine, e bine. Antenă verticală, un baston dual fan, un similar cu X200, e un Sierra November, nu știu cât. 200-300 ceva, o antenă mică de 3 ani și jumătate, așa. Da, merge frumos, îmi pare bine, uite, ai apărut într-adevăr pe ecran, tu vorbești, e frumos de tot. Da. Bine, băieți, vă mulțumesc mult, că uite, îmi vreți un pic tu și celălalt, îmi place să văd cum lucrează și celălalt. Adi la tine și frecvența călduță până revin și eu, urmare.